Tragedie într-o familie din comuna Vasleană, Todirești. O familie în vârstă de 87 de ani a ars de vie în propria locuință după ce casa în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Persoana în vârstă era nedeplasabilă și astfel aceasta nu s-a putut autoevacua. Apelul la 112 a fost făcut astăzi în jurul orei 9:30 și imediat la fața locului au ajuns pompierii militari. Din păcate, în interiorul camerei în care se manifesta cel mai puternic focul, a fost găsit corpul carbonizat al proprietarii locuinței. Din Todirești. Inspectoratul pentru situații de urgență, podul înalt al județului Vaslui, a intervenit cu 3 autospeciale și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit într-o locuință din localitatea Todirești, comuna Todirești. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu violență într-o cameră a locuinței. După lichidarea incendiului, în casă a fost găsit trupul fără viață al unei femei în vârstă de 87 de ani. Vecinii sunt îngroziți de tragica întâmplare în care consăteanca lor și-a pierdut viața. Chiar dimineața am auzit când au venit pompierii și am zis, cred că cineva o fi luat foc. Acum am venit, am avut treabă la dispensar și am auzit că a murit doamna Lina. Ei era un maestru ceva, a fost o maestră de coitorii ceva, nu știu de ce. Da, am cunoscut-o, era o femeie bună, o femeie liniștită, nu știu. Locuia singură? Cred că da, cred că locuia singură acum, pentru că am înțeles că, bună ziua, am înțeles că soțul că era decedat. Na, dacă vin mai rar așa în comună, dacă el nu avea pe nimeni, nu avea cine să o îngrijească. Cine știe cum a fi făcut foc, ce a făcut, am înțeles că era așa din firmă, stătea într-un căruț cu rotine. Probabil că nu a putut nici ea să mai să salveze, să ies afară sau... Fără că era femeie de treabă, era... Dar ne-a ajutorat, nu m-a ajutat o copiii, nu mai așa bătrâni acum. Nu știu, am auzit că a fost incendiu. Și am trecut pe aici și spune, am întrebat niște băi vechi că abia terminat să pompezi. O zic, aici e moarte, s-a întors pe spatul ăla, ars, n-a putut să iasă, era ușa blocată, n-a putut cum cu el. Altceva și să știu asta, pot să vă spun. E tragic pentru toată lumea, dar și să facem asta. Asta-i viața. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este în curs de stabilire. Cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru cercetări, în cauză deschizându-se un dosar de cercetare penală.